we are worried because in 2 months will be the harvest of the new culture, and we are not sure how we'll proceed. The whole sector in Bulgaria lost around 800 million lives. We are not here because we want money. We are not here that because we want to get any subsidies from the EU. We want to have market for our goods. Zeci de tractoare ale agricultorilor bulgari au oprit circulația. A fost momentul în care ei și-au arătat din nou nemulțumirea pentru faptul că silozurile lor sunt pline, că 90% dintre ei nu au putut să-și vândă marfa anul care a trecut. În a doua zi de proteste la Vama Ruse, fermierilor bulgari li s-au alăturat și cei români. Suntem pe marginea prăpastiei. Sunt grupuri de investiții în România care ne așteaptă la pândă să ne preia fermele cu totul. Noi dorim să punem pâinea pe masă. Aceste pierderi pe care și dumnealor le suferă, pierderile care se reflectă în buzunarele dumnealor, nu sunt de la noi. Deci pierderile sunt pe lanțul de aprovizionare. Agricultorii români spun că 60% din cerealele ucrainene au tranzitat țara noastră și au fost chiar vândute la noi. Guvernul promite bani în plus, dar fermierii spun că tot este puțin. Pe lângă cele 56 de milioane de euro anunțate inițial, din care 10 milioane au revenit fermierilor români, și aici există anunțul guvernului că va fi dublat această sumă din bugetul național, există o nouă sumă de 70 de milioane de euro pe care Comisia Europeană o pune la dispoziția fermierilor din statele afectate de fluxul de cereale ucrainiene. Comisia Europeană și-a dat acordul pentru suplimentarea despăgubirilor. O confirmare a venit și azi de la vicepreședintele Frans Timmermans. I have given Marcel and the Romanian government my personal guarantee that when farmers are compensated for the consequences of the solidarity because of huge quantities of grain from Ukraine coming into Romania, that the compensation Romania will get is fair and just in comparison to what other countries in the region will get. Am foarte dezamăgit de abordare și de cum s-au făcut anumite criterii. N-aș dori să dau foarte multe detalii, dar oricum avea o supărare de modul cum s-au ales criteriile și chiar în ceea ce privește nivelul sumei. Ministrul interimar al agriculturii din Bulgaria a anunțat că mai multe state membre vor trimite o scrisoare oficială Comisiei Europene în care cer o revizuire a regulamentelor pentru importurile din Ucraina. Официалното становище на държавата, че иска промяна на регламента по отношение на допълнителни защитни механизми там, където държавите са засегнати и констатирано са засегнати като България. Фермиери români и булгари вор протеста împreună și în România peste o săptămână, pe 7 aprilie. Протестele ar urma să aibă loc și în Vama Siret, la Negru Vodă, în portul Constanța, dar și în capitală.